toate pentru invitație. Unui profesor Costea Munteanu, mulțumesc părintelui Maroc și colega meu, al nostru, părintelui Gerasim, și tuturor părinților de aici pentru Cristian și tuturor la părinți. Trebuie să vă spun, trebuie să treacă câteva secunde ca să mai scap de emoții. Sunt foarte emoționat în ciuda vârstei și a faptului că am vorbit și vorbesc mult și la catedră și în biserică, dar efectiv mă simt copleșit aici și mai ales să avem și prezența părintului Nicolae Bordașiu, ce mă iert, stau chiar cu spatele la dânsul. Ne-am reîntâlnit în Sfântul Altar și i-am amintit că dânsul are, cum se știe, exact chiar toți anii în care am fost noi elevi. În 1971, când am început seminarul la București, la Radu Vodă, părintele Nicolae Bordașiu era profesor acolo. Iar în 72, când eram în anul 2 de seminar, mi-a devenit și director. Eram așa mai aspru, era frică de dânsul, dar la prima ne-a ajutat să fim cuminți și țin minte că eu m-am împăcat foarte bine cu părintele și văd că și părintele își amintește de mine și mă onorează și pe mine cu prezența în seara aceasta. Am copil la vârste și a unor neputințe pe care le-am avut în ultimele zile. Acum, vă rog să spuneți puțin cum se derulează o astfel de întâlnire, cum procedăm. Cât timp n-ar vrea să vorbesc prea mult, mai degrabă poate să dialogăm, să vă răspund la întrebări. Cam cât timp, așa, cam câte minute să... Începeți o evocare și cât o considerați ființia voastră și după aceea vă pune la mine și întrebări. Da. Între 25 și 40 de minute maxim. Da, da, da. Deci este, cred că 20 mi-ajung pentru început, sau poate 15, dar păi, cum, dacă ați spus că spuneți fost, așa, da. Ați spus că ați fost elevul părintelui Nicolae Bordașiu, nu mă gândeam că vă limitați la 20. Și succesorul părintelui Galeriu la catedră, așa că da, 20 chiar... Unul din succesori, că n-am fost primul și nici singurul, trebuie să spun că înaintea mea, 4 ani de zile, a fost părintele Vasile Răducă, care cred că îl cunoașteți cu toții. Și de la dânsul am preluat eu catedra, clipa în care părintele Răducă a trecut pe teologie morală, unde avea de fapt specialitate. Gândeam așa, dacă mi-ați cere un singur cuvânt să spun și să mă opresc, acel cuvânt ar fi recunoștință. Față de părintele Galeriu. Recunoștință, din toate punctele de vedere. O să detaliez puțin. Cred că sunteți în asentimentul meu dacă spun recunoștință, pentru că pe fiecare cei care l-am cunoscut ne-a luat de undeva și ne-a dus undeva. Pe noi, care am fost studenți, după aceea doctoranți, ne-a luat de undeva, să zicem, de la firul ierbii și ne-a dus foarte sus. Dacă am putut și cât am priceput fiecare recunoștință și iarăși, în același ton, dacă mi-ați cere să nominalizez o singură calitate a părintelui, mi-a fost foarte greu, mi-a fost foarte greu să aleg, dar m-am gândit așa înainte să ajung aici, de acasă m-am gândit, aș alege bunătatea. Pe mine și pe mulți din generația mea, până să-l descoperim pe părintele ca teolog, ca duhovnic și multe alte sfârșiri, ne-a cucerit cu bunătate. Și nu vă spun ceva nou dacă vă spun că bunătatea este o manifestare a iubirii. Părintele era omul iubirii, prin excelență, o manifestare concretă. Pentru că toți zicem că iubim, vrem să iubim, dar dacă nu suntem și buni, înseamnă că nu iubim cu adevărat. Și mi-a fost sugerată alegerea acestei calități de o emisiune care m-a impresionat foarte mult. Se găsește pe internet, și cei care nu știți să intrați, vă ajută ceva din casă, un nepot, o nepoată, că sunt foarte agili la
Doamne, am văzut de curând un clip, de fapt era o emisiune de 24 de minute, numită Cultura, 2 de 8 Cultura, așa pe TVR, cu o realizatoare, nu vreau să greșesc numele, Mirela, sunt sigur, Mirela Nadins, dacă nu greșesc, Dancii Mihăilescu, dă un interviu. Relativ recent, după ce a trecut printr-o foarte grea suferință, când l-am văzut în primele clipe, când l-am revăzut, știu de mult, m-am speriat, zic, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu tine? Și până l-a explicat. Și spune lucruri foarte interesante acolo, așa, am receptat acea emisiune ca o lecție de pedagogie creștină. Și în minutul 23 l-a întrebat realizatoarea, ce vă doriți acum? Pentru că el a spus, a repetat, simte că se apropie de pragul morții. Și Dancii Mihăilescu a spus, aș vrea să fiu bun. Și cum el e puțin bâlbuit, așa că și-a învins de multe ori această neputință, aș vrea să fiu bun, a zis. După ce a spus foarte multe lucruri interesante. Deci iată o dorință testamentară a unui om deosebit. Și avem în persoana și personalitatea Părintelui Galeriu pentru tiparea omului bun, a preotului bun, a soțului bun, a profesorului bun, a părintului de copii bun, al părintului duhovnicesc bun, al bunicului bun, așa mai departe. Și după ce am primit invitația să vin în fața dumneavoastră, mi-am făcut așa un filmuleț, ce am să spun în câteva minute, aș vrea să mă refer la calitatea lui de profesor, la slujirea de profesor. Pentru că, am mai spus la oaș, așa să vedeți în volum acolo, există încă voci, din păcate, care spun așa, da, Părintele Galeriu a fost un duhovnic extraordinar, a fost predicatorul capital, a fost așa, dar profesor mai puțin. Da, nu era calitatea lui cea mai mare de, să fie profesor. Ori noi care l-am avut profesor, și dintre dumneavoastră cred că mai sunt aici, l-am receptat și îl receptăm în continuare ca un excepțional profesor. Profesor în sensul de educator, cum spune Simeon Meghedinț. În trilogia școlii Simeon Meghedinț, mare geograf, academician, dar și autor de cărți, de pedagogie creștină, cum are creștinismul românesc. Cei care nu l-ați descoperit pe Simeon Meghedinț, aveți încă timp să o faceți. Noi după Revoluție l-am descoperit, spune Simeon Meghedinț așa că profesorii, ca un cuvânt general, se împart în trei categorii. Belfer, profesor și educator. Belferul este profesorul nepedagog, care își permite orice și oricând, numai profesor. Profesorul este insul căruia nu se poate reproșa nimic, dar nu se implică sufletește. Este insul rece, care își face datoria, dar rămâne la un nivel destul de scăzut și nu are rezultate prea mari față de Belfer. În schimb, profesorul ideal, spune Simeon Meghedinț, este educator. Educator. Și Părintele Profesor care era educator. Amintesc că acest cuvânt vine de la educo, educare, a educa din limba latină, dar e prepoziția e și cu duc o ducere, înseamnă duc o ducere de ex, a scoate din, a crește. Deci a educa, etimologic, înseamnă a crește. A scoate pe cineva de undeva, nu așa, deci, sunt din lumea neștiinței, și-al duce și-al purta pe cădările științei și ale bunurilor puteri. A scoate și a crește. A crește, da. Și revin acum la ceea ce enunțam, la calitatea care mi-a rămas în suflet în mod deosebit, aceea
părinte, profesor bun. Și sunt obligat acum să folosesc câteva amintiri personale, pentru că aceste amintiri sunt cele mai autentice. Nu vreau să vorbesc despre mine, deloc sau aproape deloc, ci despre părintele, dar nu pot să mă exclud din aceste amintiri care sunt foarte puternice, în pofida timpului care trece. Eram în 1976, la terminarea seminarului, și am dat admitere la facultate, la București, în 1976. Și între profesorii care erau acolo, era și părintele Galeu. Nu-l cunoșteam, nu știam despre el. Și parcă îmi vine să-mi cer iertare, că nu știam. Noi la seminar acolo eram internat și ieșeam cam o dată de două ori pe lună de la Radovod. În vacanțe, în tren și la țară. Așa că nu auzisem de părintele Galeu, nu știam. Și sigur că emoțiile erau foarte puternice, mai ales obținerea bursei. Deci o bursă pentru un copil ca mine de la țară, relativ sărac, n-am fost sărac, dar așa la minte, conta foarte mult. Și atunci, mulți învățat, dar că la orice examen te mergi membrii comisiei, care erau atunci, adici, te anunță, spus, așa, și la un moment dat, părintele Galeu a fost gândit să scrie pe tablă subiectul de la dogmatică. După aceea am realizat ce este. Și a scris dânsul subiectul acolo, cu creta, cum se scria. După ce a scris, s-a întors spre noi, cu fața lui frumoasă și blândă și bună, și mi-a dat câteva explicații. Uitați, cam așa, așa, nu mai știu ce mi-a spus, dar știu că mi-a făcut foarte bine. Pentru că celelalte figuri didactice, să zicem așa, nu vreau să le eliminez. Dar păreau foarte sobre, foarte grăbite, un pic nervoase, toată lumea era așa. Noi, timorați, acum e clipa în care părintele, după ce a scris subiectul, s-a întors spre noi și ne-a spus cam cum ar trebui. Pentru mine personal a însemnat foarte. Am scris degajat, efectiv, bunătatea și pedagogia dânsului și linia aceasta educațională, să folosesc din nou cuvântul, pe mine m-a ajutat să plec foarte bine în examen și să intru și cu bursă și după aceea să ne urmăm cursul. Celelalte amintiri, acum pe linia profesoratului, încep din anul 3 al meu de facultate, pentru că dânsul preda la anul 3 și anul 4. La anul 3 catehetică, cu noțiuni de pedagogie creștină, și la anul 4 omiletică. Și aici iarăși, părintele Galeu era profesorul care ne odihnea. La părintele Galeu ne relaxam. Nu trebuia să scriem mult. Deci atunci nu trebuie să iau cărți. Și la mai toți profesorii dictau și noi scrie, ne rupeam mâna, foi, unii dictau foarte repede, nu prea înțelegeam ce ieșea de acolo, vă imaginați, în sfârșit. Era foarte, foarte greu. Și mă, părintele Galeu avea și o dicție foarte bună și pur și simplu nu ne încărca foarte multe date, deschidea cursul, ne spunea tema de acolo, începea să o dezvolte, după care lăsa cursul jos, erau cursuri dactilografiate, ce cărți mai avea dânsul, și începea așa să ne povestească. Multă vreme nu mi-am dat seama cotro bate discursul. Tot timpul lega cursurile pe care le ținea de ceea ce se întâmpla în biserică. Mai ales de predica. Predica care fusese cu duminică înainte și predica pentru care se pregătea data viitoare. Asta îmi dă seama mai ales prin anul 4, când a făcut o mie de cu predica.
Și partea cea mai frumoasă a oricărei întâlniri cu părintele era capitolul cu întrebări. Pentru că noi știam că nu se supără, știți că avea și această vorbă, poate nu știți cu toți. O foarte mică paranteză, când eram la doctorat, trebuia să bagă niște referate, să semneze, aveam nevoie uneori de semnătură neapărat, că a doua zi trebuia să depunem referate. Și la părintele Galeriu, știți cum era, era multă lume. Multă lume. Și stăteam așa și la un moment dat ajunsesem la miezul nopții, dacă nu cumva eram trecut de miezul nopții. Și m-am apropiat și eu, așa, cu o emoție și cu teamă să nu-l supă, părinte profesor, trebuie să vă rețin și eu un pic și am început să băi cu fel de fel de scuze. Iertăciune acolo și părintele la ce? Ascultă. Să știi că eu nu mă supăr decât pe propriile mele păcate. Vino cu acest despre ce-i vorba. A semblat foarte mult asta. Uite că te liniștea și vorba aceasta am spus, am repetat-o de foarte multe ori. Când, la rândul meu, am ajuns profesor, în primul rând, datorită dânsului, că m-a primit la doctorat. Dacă nu făceam doctoratul, eu nu eram profesor. Nu eram profesor de umilie. Și am spus de multe ori vorba aceasta pe care a spus-o părintele, pentru că ești o presiune uneori, fie în biserică, fie la facultate, fie în altă parte. Și această vorbă testamentară m-a ajutat și le-am spus și eu, stai cu minte, stai un pic, știi cum zicea părintele Galeriu? Nu mă supăr pe propriile mele păcate. Și acum închid paranteza și vă spun că era o plăcere deosebită să adresăm întrebări. Îi cam fragmentam cursul, nu îl lăsam, cred că mai mult de un sfert de oră, să predea efectiv sau, nu știu, o jumătate de oră, după care mâna sus, nu se spune, și răspundea. Răspundea și aducea singur răspunsurile tot în cadrul temei, pentru că, așa cum știți și la predică, cei care ați avut bunăvoință și răbdare să-l ascultați, trebuia un pic de răbdare să-l ascult, Părintele Galeriu dădea impresia la un moment dat că părăsește subiectul. Zice și făcea niște paranteze, așa, la un moment dat revenea așa cu o zvârnire și nu uita firul principal. Așa era și la curs. Ce să vă spun, că mă feresc să zic că alți profesori nu pot să așa, nu, niciun fel de acuzație, noi vorbim acum numai la modul pozitiv. Puțini erau profesori care ne îngăduiau să le punem întrebări. Pentru că întrebările de obicei se puneau la urmele de seminar. La curs, nu. Dar la părintele, ne-am întrebat și ne răspundea așa. M-a repus. Și ne mai invitam câte ceva. Deci, din tot cursul, dacă scriam o pagină, aveam caiete în acelea un pic mai mărișoare, caiete studențești, se numeau și dacă mai sunt acum. Și era suficientă o pagină, tot cursul. Dar, mai multe răspunsuri la întrebări aveam, de tot felul, decât elemente de curs. Și, de fapt, asta ne-a ajutat foarte mult. Cursurile, până la urmă, le găseam la bibliotecă, le multiplicam, le știam. Mai erau și niște manuale de omiletică, catechetică, pedagogie, dar răspunsurile părintelui nu erau. Și, sigur că, după aceea, iarăși o amintire personală deosebită care m-a încurajat foarte mult, în pofida faptului că am avut o fire iute și uneori păream sau par îndrăzneț, poate că chiar am fost și am și greșit de bine asta, am fost foarte emotiv tot timpul. În anul 4 mi-a venit și mie rândul să pregătesc predica. Deci erau programați după calendar, se pregătim câte o predică duminicală sau la o mică sărbătoare. Și până să o ținem la Paraclis, la Sfânta Ecaterina, acum e până în ziua de astăzi acest obicei, o rosteam în clasă. La seminar. Cum se întâmplă și acum, de fapt? Părintele n-avea asistent atunci. N-avea. Era singur și la cursul și la seminarii. Și mi-a venit și mie rândul. Și știind că părintele era destul de pretențios, mai ales privința exprimării.
Și aici o calitate deosebită. Părintele stăpânea limba română foarte bine. Foarte bine. Și o limbă română liturgică, nu știu, o limbă română bisericească, teologică, dar de același timp și literară. De multe puncte de vedere. E bine, încercat un coleg să rostească predica și o scrântea și oprează, dragă, stai un pic, nu așa, nu așa. Și știind că am cum se desfășoară seminarele, și eu am început cu emoții. Prima frază, a doua frază, a treia, văd că nu mă oprește și m-am oprit eu. M-am oprit eu că mi se părea că am greșit ceva și ce, de ce te oprești? Zi mai departe, zi mai departe că zici bine. Am zis. Să-ți spună Părintele Galerie că zici bine, chiar dacă poate nu era așa de bine, a contat foarte, foarte. Și asta m-a învățat ceva. M-a învățat să nu întrerup studentul în primele momente. La examen, am fost și eu asistent mulți ani și am ascultat predicile, îl las un minut, două, trei, până scapă de emoții, până se revine și de multe ori intră pe făcașul pe care îl dorește și profesorul. Mai mult, la spovedanie, la fel am învățat. Să nu întrerup credinciosul, credincioasa, în primele minute. Chiar dacă pune ce nu trebuie. Are emoții, are un of, pentru ăla a venit. Nu începe cu păcatele, începe cu necazurile. Știți dumneavoastră cum se întâmplă. Părintele Galerie m-a învățat să lași și studentul și credinciosul să spună în voi un minut, două, trei ce are de spus și vorba, dacă văd că nu e în subiect sau nu e în cadrul spovedat, atunci cu un pic de bunătate spun, stai puțin, am înțeles, dar hai să vedem. Hai să vedem despre ce e vorba, hai să începem să ne spovedim și așa mai departe. Urmă, sigur că a fost momentul acela decisiv în care m-a primit la doctorat și ca și pe alți colegi și mi-amintesc cum la un moment dat avea o listă așa de doctoranți, se adunaseră mai mulți, îi știa pe toți, nu trebuia să uite pe hârtie și îi pomenea, zice, uite, ne-a ajutat Dumnezeu să avem ucenici buni, așa zicea. Înceta să pomenească și primul nume pe care îl pomenea întotdeauna era al părintelui Nicolae Dura. Nicolae Dura, preot la Viena, pe care o să aveți ocazia să le vedeți. Dacă veți veni la facultate, știți că pregătim un simpozion, așa, facultatea, cu parohia și cu Asociația Părintelui Galeriu. Ne-am întâlnit de o dată, am perfectat calendarul. În 12, 13 și 13 noiembrie la Facultatea de Teologie. Centenar, 100 de ani, Părintele Galerie. În titlu, încă e în lucru puțin, dar o să-l vedeți. Și între invitații din afara României este și Părintele Nicolae Dura, care va vorbi în prima zi, în ziua de 12, care aș putea să spun că era preferatul Părintelui și nu n-a fost deloc gelos, pentru că un preot foarte bun a fost profesor la Sibiu o vreme, dar asta am fost să scot în evidență cu câtă bunătate și cu câtă dragoste îi pomenea cu doctoranții. Pe toți. Chiar dacă uneori își asuma câte un eșec. Și am să vă dau un exemplu. S-a pus problema editării unui manual de umiletică și coordonator să fie Părintele Galerie. În echipă cu Părintele Nicolae Dura, care și el era deja profesor la Sibiu, era lector la Sibiu până să plece în Austria, am făcut un sumar, un cuprins și l-am arătat Părintele și am spus acum, Părinte Profesor, echipa, noi doi că ne-ați cooptat deja și cine să mai fie? Și a zis, toți doctoranzi. Toți doctoranzii mei, fiecare să ia câte o bucică. Părintele, dar cu cât echipa e mai mare, cu atât nu se poate lucra. Și a spus, eu nu pot să exclud pe mine. Eu nu pot să exclud pe mine. Faceți lista și am făcut lista, am trimis, am împărțit, dar n-am mers.
Nu din cauza părintelui, ci din cauza, trebuie să spun unor doctoranți, colegi, care au confundat bunătatea părintelui Galeriu și îngăduința lui cu slăbiciunea. Și asta poate să fie și una din greșelile noastre, ale oricărui dintre noi. Avem o familie, o biserică sau unde lucrăm, un om bun, efectiv îngăduitor, și nouă se pare că un om slab, un om fără vână, un om care nu trebuie băgat în seamă. Considerăm această bunătate a lui o slăbiciune. Și așa s-a întâmplat, din păcate, cu unii colegi care, de fapt, au și pierdut pe mâna lor, să spună, pentru că părintele n-a exclus pe mine. Și, urmă, anii au trecut. Eu tot vreau să trec în Ardeal. Soția aici de față, că a apărut între timp, poate o cunoașteți, Irina, fata părintelui Constantin Voicescu, să învoise să vină cu mine în Ardeal și era foarte greu atunci un transfer, foarte greu. Mama săracă era nempăcată, mama soție era nempăcată și eu nu aveam un control, trebuia să stau în continuare în București, să vede că Dumnezeu a avut un gând cu mine să rămân în București, că nici nu mă gândeam să urmez la catedră, că nu visam, nu voiam în primul rând. Eu vreau să mă duc în Ardeal, să fiu preot într-un sat acolo, așa cum mi-am promis mie însuși și cum am spus părinților când am plecat la seminar. Și când m-am căsătorit, deși era din București, i-am spus, în clipa în care termin studiile, în Ardeal, într-un sat acolo, vedem ce-o fi. Și tata s-a făcut părintele Voicescu, a fost foarte rezonabil, a fost de acord, așa, dar nu reușeam să plec. Și mama mea era foarte necăjită. Și i-am spus părintele Galeriu, că vreme ne-a fost și duhovnic. Și mie și soție. Părinte, că nu știu cum să mai împac pe mama. Zice, adu-o la mine, adu-o la mine. Și am adus-o pe mama aici, în biserica aceasta, la un moment dat, a stat de vorbă cu ea, nu spovedanie, așa o convorbire liberă, eram și eu. Zice, să vă spun ceva, povestea seamănă puțin cu povestea mea. Și mama, și mama mea, și părinții mei, mă voiau acolo, mă voiau locurile natale. Dar la un moment dat, mama mea zice așa, măi copile, dacă ți este ție bine unde ești și poți să fii de folos, e foarte bine așa. Să fii liniștit, rămâi acolo, noi ne descurcăm. Și i-a spus mama, și sigur că mama a primit o convenire foarte puternică din partea părintelui Galeriu, pe care a fost și cu care a stat de vorbă. Da. M-aș opri aici, multe de, dar să pomenesc, să zicem așa, ultima întâlnire cu părintele. A fost aici în biserică, era în cărucior deja, scos puțin la plimbare și l-am întâlnit întâi afară și a zis, fratele, hai să intrăm în biserică. Cum să nu, părinte, cum să nu? Și a intrat așa aici în mijlocul bisericii, chiar la cei 2 metri în fața mea. Și-a rotit așa privirea și-a zis, nu e așa că e frumoasă biserica aceasta? Nu e așa că e frumoasă? Foarte frumoasă, domnule. Efectiv, e frumoasă. Dar așa zice, cine voia să întrebe și întrebare retorică. După care zice, aș vrea să spun ceva, sau tot așa cu probleme de întrebare, zice, nu e așa că eu am publicat foarte puțin. Eu am publicat foarte puțin. Ce părere are? Ce să răspund? Pentru Roză, am zis să dau un răspuns cât mai sincer, dar așa un răspuns confecționat în câteva secunde. Răspunsul pe care cred că îl știți și dumneavoastră acum, nu mult cantitativ. Într-adevăr, nu mult. Se publica și greu problema aceea. Foarte greu era să faci o carte, să o publici. Deci era urmărit, nu știam de toată atunci. Dar calitativ, cine a avut dragostea și răbdarea să citească, poate oricine să constate teologie, spiritualitate, duhovnicie, exact ceea ce avem în nevoie.
Și acum, cu prilejul Martirii Centenarului, vor fi niște cărți scoase la lumină, unele editate din nou, altele reeditate, să se vadă că Părintele Gabriel totuși a publicat foarte mult. Și aceste cărți vor evidenția încă o dată că a fost și profesor prin excelență. Deci nu doar cu preot, duhovnic, predicator, dar sigur că ne va trebui timp și dragoste ca să răspunim acele parte. Vă mulțumesc!